faci? Pompierii. Cum să faci poză, vezi? Ia acolo, că acolo e echipa de salvare. O vezi? Și mașina acolo. Și mai avem motiv pentru care suntem aici. Aici putem ridica flyul, satelitul. Că de acolo nu ne vede satelitul. Lovește, da, în ăsta. Aici, aici. Te așteptăm acasă, gândește-te că ai iubit-o enorm de mult pe Claudia. Gândește-te în ce suferință ai pus-o și cât suferă după copilul ăla și mama copilului ăla la Flavio. Gândește-te la Robi că nu are mamă, nu are tată, nu are frate, soror, e singur pe lume, nu ne lăsa și pe noi fără tine. Gândește-te la Claudiu, noi am trăit, suntem fără tată de la 34 de ani, trăim fără tată. Te rog, întoarce-te acasă, te rog din suflet, nu le face rău la copii și întoarce-te, te rog din suflet, că te iubesc mai mult ca pe luna de pe cer, te rog din suflet. Te rog să nu faci nimic la copii. Cum se stăpeliță era viața lui Eva? O iubea foarte mult. Enorm de mult o iubea. Știu că au fost momente care el a iubit-o enorm de mult pe Claudia. Probabil nu a primit în schimb ceea ce a vrut el. Dar pentru asta nu trebuie să se răzbune, pentru că e un copil. Ce a vrut el? Nu știu, a vrut o iubire mai mult, mai... A fost singur, pur și simplu lucra foarte mult. Mărișel taxi, dormea instant, nu venea acasă. Eu i-am făcut de mâncare, eu îi trimiteam, încercam să merg să-i fac de mâncare. La un moment dat, nu știu, ceva i s-a întunecat în fața ochilor. Nu a avut cu cine să vorbească, nu a avut cu cine... S-a simțit singur. La un moment dat, pur și simplu s-a pierdut. Nu știu ce a fost în capul lui. Dar nu cred că a făcut așa ceva, nu cred. Sunt sora lui, da. Crezi că atitudinea Claudiei față de el ar fi contribuit cumva la... Mă gândesc, dar probabil și el a fost un moment de slăbiciune. Acum trebuie să înțeleagă și am discutat cu el chestiile astea. Pentru că și ea are o facultate, nu putea să stea atâta lângă el, putea să înțeleagă. Și chiar dacă ea nu l-a mai iubit pe el, a avut o fetiță împreună, putea să se întoarcă, să o vadă, nu-i făcea nimeni nimic, nu trebuie să faci așa ceva. Când ați vorbit Claudia ultima dată cu fratele? Claudia a plecat de la el, pur și simplu. Din ce cauză? Nu știu din ce cauză plecați. Când ați vorbit ultima dată cu domnul și ce v-a spus? Ultima dată am vorbit cu fratele meu o luni la ora 2 fără 10. Și ce v-a spus? Cum? Mi-a spus, pur și simplu l-am sunat, m-a sunat dacă l-am sunat înainte, i-am spus că i-am trimis un mesaj prin care eu am simțit că-i supărat și se observa și i-am trimis un mesaj din care i-am spus că maică mea e la țară, e un timp foarte urât, totul ea este bine, din care el mi-a spus că să mai vorbim la telefon și n-am mai vorbit. L-am sunat, din care Claudia m-a sunat la 4 fără și mi-a spus că Nicu a luat copiii. În momentul ăla eu am spus așa, nu ai dreptul să te superi pentru că este tatăl copiilor și poate să ia copiii oricând. Și a zis, nu asta ar fi problema, dar a zis că îi duci undeva și i-a dus altundeva. În momentul ăla nu mi-am dat seama, pur și simplu, dar cu timpul, dacă am văzut că nu apare, pur și simplu ne-am gândit că a fost ceva. Deci i s-a întunecat ceva în fața ochilor și a dispărut. Crezi că se ascunde la undeva? La un moment dat că el a mai avut încercări de sinucidere. Este adevărat? A mai încercat mai de mult? Sau... Vreau să vă spun că el, într-adevăr, a zis că într-o zi o să-și ia viața, că nu mai poate, pentru că el m-a crescut pe mine. Eu am avut 5 ani când a murit taică meu. El a fost stâlpul casei, deci tot greu a fost pe el. Au fost destule probleme, în căsnicii, în toate familiile sunt probleme de familie și nu știu, nu pot să zic acum ce s-a întâmplat, pur și simplu oboseala sau nu au avut cu cine să vorbească, nu știu. Crezi că se ascunde undeva? Nu l-am luat în serios, sincer nu l-am luat în serios, niciodată. Sunteți singura care crede că mai este în viață. E posibil să fie pe undeva, pe aici, un copil? Nu știu, eu sper
că a avut pe cineva, un prieten foarte bun, care l-a dus, care nu vrea să spună nimică și pur și simplu vrea să facă o răzbunare, care știe, probabil o să-și piardă serviciu dacă o să revină. Nu știm, o să încercăm să facem tot posibilul să fie bine, să se gândească să se întoarcă acasă, că Claudiu o să-l ierte, să îi dea fetița înapoi, probabil o să o ajungă într-un tribunal, dar el să se gândească foarte bine să întoarcă acasă, pentru că nu poate să pună două mame în suferință și cu mama noastră a treia în suferință, plus copilul și sora lui. Claudia care... ce crede? Claudia ce crede? Și ea se atinge de un fir de ață că trăiesc. Dar el își dorea... Hát remélem nem esek be, nagyon meredek. Hogy ment le itt két gyerekkel, az rejtély marad egyelőre.